Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bă, dar ce îi face dacă ai descoperi că poți scoate de pe card mai mulți bani decât ai în cont? A scoate mai mulți bani decât am în cont. Poloc, n-ai scoate? Cu mintea de acum, că știu ce o să se întâmple. Dar dacă ai fi în Africa și ai descoperi că... Nu, în Africa și în România, dacă era cu 20 de ani. Băi, tentația e mare să iei bani. În Etiopia, cea mai mare bancă a țării se confruntă cu unele dificultăți. După ce o eroare din sistem, adică să nu înțelegem că dă faliment. Nu vrem să afectăm sectorul bancar din Etiopia, o știre falsă. Dar au și ei niște problemuțe acolo. După ce o eroare din sistem a făcut posibile retragere de la bancomate a unor sume, practic oricât de mari, de pe carduri, în limita rezervelor de bancnotă din bancomate. Evident. Și vestea s-a răspândit ca fulgerul. Logic, și în unele normal. Campusuri universitare, studenții au făcut cozi la bancomate. Evident. Studenții sunt în permanență conectați la ultimele cuceriri tehnice și când au aflat de această cucerire tehnică, prin care băgai cardul în perete și scoteai oricât, au luat-o la fugă pe holuri. Bă, să dă bani gratis! În limba etiopiană, în original, probabil. A durat câteva ore până a fost remediată eroarea, timp în care s-au retras fraudulos echivalentul la peste 40 de milioane de dolari în moneda locală. Birri, cu doi r. Birri? Cu doi r, dar nu... Așa ăștia au tras cash. Asta da, e cash din bancomat. Birri. Da. Birri. Uh-huh. Și probabil chinezii din Etiopia au retras Billy. Un student din Etiopia a declarat pentru BBC că toți colegii lui au scos bani până când polițiștii au descins în campus și i-au risipit. Pe etiopieni, nu pe bani. Pe bani, da. Îmi imaginez cozile, știi? Să se dea numai câte 1000 de birri, să ajungă da, la... Da, nu-i să... Da, de fără că... Bine că nu s-a întâmplat în Botswana. Primii care... Scuzați. Primii dacă... care au ajuns... care au ajuns la bancomat, ori au fost cumpătați, ori au fost bătuți. Una din două. Păi dacă poți să scoți da, nu te dai până la comanda, ho! De te ce prinzi? Te-ai dat la o parte da, de la aparat? Băgai acolo până ieșea tot. Prins de ramă. Exact. E cum era odată la jocuri de-astea, știi? Și nu. Veneau aia, mai luați aici? Nu, că ce jocuri? Jucai jocuri de-alea. Erau tot felul de jocuri electronice, arcade. Ah, ok. Și inclusiv unele care erau de-alea, poker electronic și nu știu ce. Așa. Și tot așa, era rând. Și te întrebau aia, mai luați aici? Era rând la jocuri electronice? Da, mă, da. Voi oamenii se joace că nu erau multe prin anii 90. Erau câte două, trei într-un bar în ceva și venea câte o mai luați aici. Okay. Așa și ea la bancomat. Mai luați șeful aici că... Dar eu am pățit-o de asta. Ia zi. Că adevărul că te iau... Și cât ai scos? Nu. E doar similar. Dar zic, te iau niște furnicături așa. Și mai vezi că mai sunt alea când sunt astea cu... S-au pus în vânzare taloane Rabla. Am auzit că taloanele Rabla de anul ăsta au dispărut în sub o oră. Așa. Erau câteva F5-ul, da. Peste 10.000. Aha. Sau când erau de-alea. Așa dispar, știi, contractele cu statul care se pun pe SEAP. Sau da, SICAP, cum îi zice acum. Băi, l-a pus PAC, a dispărut în 30 de secunde. Vouchere pentru biciclete, la fel. Vezi că se dau vouchere pentru biciclete. Nu, să mai dau vouchere. Au fost la un moment dat. A dat doamna. Da. Ei, eu am pățit odată cu... Da, a luat un prieten. Și să vezi și cum se propagă asta. A luat un cetățean. Da. A intrat să-și cumpere niște bilete pentru Statele Unite pe Delta Airlines, compania americană. Ok. În urmă cu 20 de ani, cred. Și când a pus biletele în coș, ea a dat o eroare site-ul și a apărut prețul de $10 pe segment, o chestie de-asta. Și omul a zis, nu se poate, dar a dat click, a mers mai departe și ce crezi? Le-a cumpărat cu $20 că s-a întors biletul. Mișto. După care l-a anunțat pe altul și pe altul și pe altul și la un moment dat a ajuns informația la mine. Cu metru văd că ea la Delta Airlines sau o promoție, că nu știa nimeni că e o eroare. Da. Au o promoție ceva, e $10 biletul. Eu n-aveam nici viză. Era vremea aia, era complicat cu vize. Păi da, pe vremea aia și cred că și acum mai întâi îți cumperi biletul, te duci la ambasadă și arăți că ai... Corect, da. Și unde stai. Nu și da, dar acum nu sunt probleme în obținerea vizei. Nu, biletul nu ți-l cerea. Deci nu spunea să nu ți iei biletul. Aha, nu mai știu. Deci n-aveai nevoie de bilet. Nu, dar mă rog, nu contează. A devenit o formalitate. Din ce știu, atunci era aproape imposibil să capezi viza. Și mamă, și am în intrat într-un haos, frate. Am sunat-o pe Oana, era cum... la serviciu, nu-mi răspundea, curgeau apele pe mine. La atunci când se cumpăra Mercedes. Pe genul ăla, da. A sunat, da. Zic, băi, fii atentă, plecăm în America.
Zic, stai, hai să ne gândim repede. Când le iau, că n-a problemă. Da. Ai o fereastră... Poți să permiți să pierd exact. $20, trebuie da. Să stabilim când. Nu, dar când le iei, ok, da. Sunt bilete cu $20. Pentru când? Da. Că trebuie să iei o decizie acum. Nu știi chitrosul de promoția. Luai din două în două săptămâni. Da, pentru cât chitrosule la bani e aia, luai una pe lună. Nu, că n-aveam așa mulți bani, nu știu, câștigam $200 pe lună, o chestie de asta, adică $20. Nu puteam să iau chiar așa bilete cu nemiluit. Așa. Da. Pe vremea aia lucrai doar la sport. Da, da. Mamă, ia decizii, chinuie. M-am apucat să caut, să văd combinații cu hoteluri, cu nu știu ce, cu nu știu cum, după care a revenit s-a dus eroarea. Păi dacă ai pierdut timpul... S-a dus naibii... Site-ul, m-a luat capul. Mă, când vezi ocazia să ar băia... Da, fiți iar serviciu să spui, am luat foc pe Oana, că din cauza aia am pierdut vreo oră jumate. Ca să aflăm a doua zi că ăla, originarul, da? A primit mail de la companie, s-a că anulat. Le pare rău, a fost o eroare. Mamă, și de aici alt circăla să-i dea în judecată, că cine vine are el, că a fost eroare, el a cumpărat biletele cu $20 să-i dea bilete. Așa ar trebui. Nu s-a mai putut, că n-a fost să fie. Bă, dar numai ghinioane în viață, nici în America n-ai fost, nici Mercedes nu ți-ai luat. Da, mă, nu se lipește nimic de mine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.